Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 15 pe Barba Neagră. Suntem cu Alin și cu Cristi, care nu face nimic, stă pur și simplu degeaba pe 14. Suntem pe Sosnovka și data trecută noi am reușit să cumpărăm această remorcuță și cu ea sper eu să facem banii necesari pentru combina cealaltă, combina care e destul de mică, dar o să ne aducă probabil, stai că asta e la mods, o să ne aducă și mai mulți bani, sper eu. 75.000, e ok, ideea e să avem altă combină, știi, să avem două combine, pentru că pe 4 terenuri, pardon, e ceva. Văd că Alina a ales să le facă așa, stai să-l descărcăm rapid așa, văd că două terenuri și un pic și s-a încărcat. E tare dacă pot să le fac așa și asta până când o să strângem bani de un plug ca să putem să unim și noi terenurile astea două. O să-l descarc pe Alina aici și după care o să parchez pe undeva, nu știu exact pe unde. Hai că merge și acolo, merge și acolo. Bun, și voi încerca să văd cam câți bani putem scoate dintr-o remorcă de paie, deși nu știu dacă o să o umplu atât de rapid pe aia de paie. Dar vedem acum și vedem cât de ok e, pentru că la 4 terenuri, dacă punem peste barley și putem vinde și paiele la o sumă cât de cât avantajoasă, atunci suntem extrem de câștigați pe viitor. Putem să facem doar din setup-ul ăsta o grămadă de bani. Deci, dă belea. Hai să recoltăm noi aici. Sau Alin, sau noi, nu știu, unul din noi. Strânge paiele dacă vrei. Le mai alternăm și noi unul cu celălalt să nu ne plictisim. Și nu știu unde să-l parchez pe ăsta, probabil Alina o să vină în față, cred că pe aici, nu știu dacă o să-l prindă pe aici, dacă nu și-l prinde partea cealaltă, e nasol, că trebuie să mergem din nou cu tractorașul ăsta extrem de încet și, da, deci are o accelerație și viteză de n-ai văzut. Ok, e tare cu vizibilitatea din interior, într-adevăr, atunci când ai volanul să joci cu combina, îi dă belea, e una dintre cele mai tari lucruri, mie îmi place. Când joc cu volanul am încercat cu combina să merg pe drumuri de-astea micuțe, știi, sau să mergi prin pădure, să mergeți cu combina prin pădure, e de belea. Sună ciudat, știu, dar credeți-mă, e mișto. E foarte multă înghesuială și trebuie să nu dai în ceva și e mișto. Din câte văd, asta se umple destul de repede, nici n-am terminat un rând și deja avem 30%. Interesant, deci practic mai facem un rând și ceva, probabil. Da, că avem 40 ceva, un rând și ceva, după care o să putem să vindem și noi o remorcă de paie. Vedem care-i treaba aici. Jip. Nu știu exact care-i statusul la ceilalți, dar uite acum simt că ne-ar trebui încă un tractoraș, pentru că avem unul care seamănă și altul care nu, că nu mai avem altul, atât. M-ar fi trebuit unul pentru fertilizat și fertilizatorul meu stă degeaba pentru că era conectat de agrostarul ăsta. Și pentru că nu avem alt tractor, n-am decât să îl pun pe bară deocamdată și oricum fertilizarea se face, e cel mai rapid proces din toate astea trei, știi? Recoltare, semănare și fertilizare. Așa că putem să o punem un pic pe bară până când terminăm noi cu semănatul. Și mai avem, opa, Alin văd că e acolo... S-ar putea să fie încărcat. Bun, avem 90, nu o să... Da, hai să o umple, că dacă facem treaba, hai să facem treaba. Sau cum era? Dacă tot facem treaba, hai să o facem treabă. Facem bună. 97, 98. Ok. BV and let's go. Avem... Alina a zis că e peste drum de siloz. N-am fost până acolo. Am văzut că e o construcție acolo, dar nu știam pentru ce e folosită. O să vedem acum pentru ce e folosită. Let's see, man. Let's see. Avem 4700. Mă rog, 5000 aproape. Mai scădem 300. De fapt, 297. Și vedem exact cam cât o să ne dea din toată trebușoara asta. Trebuie să ne băgăm și în animale, după aia, dar oricum mai avem foarte mult. Au, cum am dat în aia, mă? Cum am dat eu în aia? Oricum trebuie să ne... trebuie să mai cumpărăm utilaje, știi? Să avem aici o întreagă operațiune automatizată. Cu motorina asta, bine. Bănuiesc aici, nu? Ok, ce zice informaciones? Getting rid of straw and hay. If you have a surplus of straw or hay bales, you can place them in here and receive some money in return. Ok, deci nu contează dacă sunt baloți sau pur și simplu paie în remorcă. Tot ne vom lua banii pe ele. Ok, o să pun și eu helperul. Pot să-i dau unload de aici? Nu, hai să intrăm puțin totuși. Fie așa realistic. Uite-mă că ne cresc banii acolo, deci 4.000 și... Băi, nu cred, mă, uite, hai că facem. A, exact, cred eu că e ca și cum ai vinde baloți. Văd totuși că vinzi foarte încet. Sau poate asta e rata de vindere a remorcii. 6.000, am făcut 2.000 până acum, 2.000 și ceva. 6.000 jumate, 2.000 jumate pe remorcă. Băi, pe aia asta e bine. Putem lua niște bănuți destul de ușor, zic eu. Ia stai, ce face? Oh, come on, Cristi, come on, man! Stai să facem manual pe asta. Să trecem peste Cristi. E așa. Că lucrătorul automat detectează cum că acolo e o entitate și zice no, din punct de vedere realistic, nu mă bag. Și din cauza asta avem o problemă. Avem aici oricum o fâșie mică, după care ce am să fac este să schimb tractorul ăsta cu... De fapt, nu tractorul, ci o să iau același tractor pentru fertilizat și o să-l pun la fertilizat. Ca să termin terenul ăsta, practic după aia o să avem două terenuri finalizate, după care o să vin cu semănătoarea asta pe celelalte două terenuri pe care e acum Alin. Și o să rezolvăm și acolo toată treaba. Bun. Perfect deocamdată. Hai să o lăsăm aici, că nu contează mare lucru, cu tot de aici trebuie să o iau ca să o duc pe partea aia. Și am pus semănătoarea aici, semănătoarea, fertilizatorul, pardon. E tecolea. Muchachos. Pac, iar eu o să mă duc din nou să strâng niște paie, pentru că ne scoatem cu paiele. Dacă tot stai aici, hai să umplem și fertilizatorul. Am zis că multora dintre voi le place harta asta, dar sunt și câțiva care sunt mai puțin impresionați de ea. Așa e, să știți, și pe The World Wide Web, știi, pe internetul pur și simplu, așa, și la alte canale care fac Farming Simulator mai mult, tot așa, persoane care se uită, adică abonați sau, mă rog, în general publicul, sunt, da, au păreri împărțite, știi, pentru că nu e tocmai o hartă plăcută în general, nu știi, unii o preferă, alții nu. No, mie unul cel puțin îmi place, doar că zic că DLC-ul nu se merită, adică banii dați pe DLC nu se merită. Dar harta în sine e ok, mie îmi place, că de-aia joc pe ea. Dar DLC-ul per total, știi, mă așteptam la mai mult din partea lui. Bun, hai să recoltăm acum. Se bagă Alin în alte treburi, o să închid și eu trapa, ne băgăm colea. Îi dăm un B. Putem să o lăsăm ce-i drept și pe automat, n-ar strica. Ăsta l-avem aici frumușel și cu remorcuța aici. Bun, hai să mergem, nu știu unde e, pe dreapta mea. Undeva e pe acolo, e Alin. What you doing, man? Ah, se duce cu remorca ca să o bagi la siloz. Super, 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 super. Sunt bucuros de suma pe care o luăm pe Barley, chiar e una frumușică. Și sunt încrezător, de n-ați văzut că o să cumpărăm foarte multe utilaje și o să creștem foarte mult numai cu agricultură, știi? Adică fără copaci. De obicei, la început, când începeam pe o hartă nouă, ai văzut că trebuie să-ți iei utilaje și chestii și treburi, știi, tot acâmul ăsta, că deja am început câteva hărți până acum. Dar acum, cu lucrător automat, beautiful! Putem să facem multe lucruri, să facem bănuți, mai ales că jucăm pe mediu, nu mai jucăm pe hard. Și am ales să facem asta pentru că data trecută, pe ultimele două hărți am jucat pe hard. Și am făcut asta pentru că jucam mult timp mai mulți. Dar acum jucăm mai puțin și un timp mai puțin și el implicit. Iar banii automat nu se fac chiar atât de repede, astfel că nu putem să cumpărăm tot ce vrem noi, mai ales că în ultimul timp am băgat și foarte multe moduri care vă reamintesc, sunt în descriere dacă vreți să jucați cu ele și înainte îți puneți vreo întrebare, verificați comentariile pentru că probabil a mai fost pusă vreodată. Și acum jucând pe medium, e mult mai ușor din punctul ăsta de vedere faptul că o să mă cumpărăm și noi utilaje mai des și adică te ajută să nu te plictisești chiar atât de repede. Poți să faci mai multe chestii deodată, știi, înainte, de exemplu, tăiai copaci, frate, la început o grămadă până când făceai niște bani ca să poți să-ți cumperi și tu niște, eu știu, alte utilaje de hrănit animalele, de exemplu, sau chiar animale, dar așa acum, faptul că ne permite mai multe, putem să cumpărăm din fiecare și pe aia facem ce vrea mușchiul nostru. Cum deja și facem, uite că deja strângem paie. Aici, e tare. Sincer, aș fi vrut să văd și eu pe harta asta, na, un mod de fabrică de cherestea, lucru pe frata lui Cristi. Aș fi vrut să văd și un mod de mașinărie de aia de făcut chipsuri din cartofi. Aș fi vrut să văd mai multe chestii, să te ocupe, știi, să-ți umple timpul cu ceva. Din păcate n-a fost să fie, dar măcar putem vinde paie. Trebuie să ne mulțumim și cu asta, nu? Bun, hai că asta s-a închis, o să mergem să mai vindem o dată și peste. O să ajungem greu la 10.000 de euro. Într-un final o să ajungem și acolo, nu-i problemă. Dacă Alin s-a pus în silos, nu o să pot să vând acum barley, pentru că îi trebuie remorca lui Alin, dar uite, avem 51.000. Cu 51.000... Păi luăm peste... A, super! Păi cam atât luăm. Cred că un pic peste 70.000. Și aia era 75, parcă este? Parcă 75 era. Este. 75.000 de euro, perfect. Și header-ul? 12.000. Ok, header-ul e destul de scumpicel, trebuie să recunosc. Header-ul e destul de scumpicel. I don't know, man, I don't know. E destul de scumpicel. A, nu știu, vreau să-l claxonez și am apăsat pe E, ca în GTA. Dezavantajul atunci când joci multe jocuri, încurci butoanele între ele uneori. Mai ales că GTA am jucat recent online și acolo am claxonat, așa că... Da. N-am mai adus tractorul, stai așa ce s-a întâmplat cu zetorul meu. L-am pus și a terminat, că nu mai e aici. Cred că îl pune Alina acum să facă altceva, deși eu plănuiam să semănăm. Ok. Atâta timp cât suntem productivi, facem producție. Hai să mergem să vedem și ce misiuni sunt pe harta asta. Ce misiuni putem să facem, în special sunt misiunile în care cari paleți, știi, ca altceva ce. Bun. 6.000 și tot o să crească. We wait, man. We wait. Interesantă toată chestiunea asta. Uite, mai avem și acolo încă un spațiu de unde putem parca utilajele, dar oricum le lăsăm pe afară. Mai ales că sunt mizerabile, trebuie să plouă în curând, așa că trebuie să profităm de chestia asta. Nu că nu le-ar spăla și dacă sunt acoperite de ceva, dar e mult mai realistic așa. 7759, puțin, dar asta e, sunt niște bani pe care oricum altfel nu i-am fi luat. Deci altfel nu i-am fi luat. Remorca asta o să scoată probabil mai încolo investiția, nu acum. Corect. Cărăm și cărăm. Două, de fapt una acum, o singură misiune în care cărăm. Ne-ar trebui un frontloader, ce-i drept, și mi se pare că și avem. A, ba nu, n-avem pe harta asta, corect. Pe The Old Reach Farm începeam harta cu un frontloader, uite că aici nu avem. Corect. Nasol, trebuie să-l cumpărăm. Mi se pare că merge pus de zetorul ăla, nu? Ia stai un pic. Mie așa îmi pare că merge pus de zetorul ăsta. A, nu merge. Oh, man, credeam că funcționează. Băi, deci ne trebuie un JCB, fraților. Ne trebuie un JCB neapărat pe harta asta. Îi musai un JCB. Să ne mișcăști nu rapid de colo-colo, știi? Deci, da, bine. Știți ce ar mai merge pe harta asta? Am jucat noi odată când eram pe Two Rivers. Harta Two Rivers. Când jucam mai mulți atunci... Făceam noi bani foarte mulți din silici. Aveam grasshopperele alea. Erau niște moduri cu niște mașini mici. Băi, băgau alea numai și 200 și ceva, 260 sau ceva de genul ăsta. O sumă de asta exorbitantă la la viteză. Ok. Toate zbune și frumoase pe aici. Deși întâi ar trebui să semănăm, așa că o să las și fertilizatorul ăsta aici. Și trebuie să-l duc să terminăm parcela de semănat de acolo. Ba nu, stai că e terminată, trebuie să-l aducem aici. Hai să aducem și noi semănătoare aici. Probabil s-a gândit Alin că până proștii ăsta cu fertilizat, știi, eu pot să iau paiele alea. Dar cred că mă descurc când am deja un avans foarte mare și mai pun pauză din când în când. Așa că e ok. Și ce am observat la bălțile astea, sunt cam clare și cam albastre pentru cât de mizerabile ar trebui să fie. Sunt niște lacuri. Cred că ar trebui să predomine mai mult verdele și marou în toată treaba aia. Bun, avem două terenuri terminate, mai avem două. Încet merge asta, frate. 31 ești nebun, oribil. Oribil. Hai să o cuplăm. Deci noi de la volan, uite, ne putem uita și în spate. Mamă, ce frână, ce frână veche are. Nu știu, cred că e frâna aia. Habar am, frână de mână. Ok. Bun, o luăm la stânga. Mai are în ea? Hai că mai are în ea, o să ne ajungă. Hai mă, ce ai? Nu-mi spune. Seriously? Ok, ok. Stai să o deblocăm. Stai așa. Gata și cu asta. Perfect. Luăm la dreapta. Și am scăpat de acel impas. Am scăpat de acel impas. Ceasurile merg, doar că nu văd nimic în ceasuri, că bate lumina în așa fel încât reflectă pe geamul ăla și nu se mai vede. Oare funcționează și dacă schimb... uite-mă că funcționează și dacă sunt la umbră. Interesantă toată treaba asta. Tare. Și dacă opresc, da, uite și animația la capacul ăla de la țeapa de eșapament. Tot așa dinamică. Interesant și interiorul ăsta. Place. Dar intră roțile în el cumva? Nu, mi s-a părut. Mi s-a părut că intră roțile în el. Ziceam, băi, n-are cum, ce Dumnezeu. Și hai să ne încadrăm din capăt. Îi dăm un unfold. Cam de aici, oricum tractorașul merge încet. Îi dăm H și îl lăsăm în durerea lui. Ce am omis eu e că el o să ia... O să fac și eu terenul ăsta prima dată. Doar un teren, după care o să venim pe celălalt. Și așa o luăm înaintea tractorașului, înainte semănătoarei, știi? Cum v-am zis, suntem minus un tractor acum. Deci dacă ar mai avea un tractor ar fi absolut minunat. De preferat unul mai puternic, poate chiar un agrostar. Ca să care remorcile alea și punem tractorașul ăla pentru fertilizat. Ar fi de belea. Pentru remorcuța asta îmi trebuie puțină putere și din cauza asta nu prea îmi permit să fac schimb de tractor aici. Plus de alta că remorcile alea două nu le mut tot timpul, știi? Dar atunci când le mut, într-adevăr simt nevoia de un utilaj ceva mai forțos așa, cel puțin. Un utilaj mai forțos. Facem așa o poză ea. Cam așa. Se iasă frumos. Ok, toate sunt bune și frumoase pe aici. Tractor foarte, foarte murdărit. Și putem chiar să mergem în spatele lui Alin, că eu oricum vreau să mă duc pe terenul celălalt. Și combina asta cred că merge la 10, așa că o să setez de pe tasta 1 în dreapta jos viteza la 10. După care apăsăm pe tasta 3, îi dăm pilot automat. Și acum, acum poți să faci ce vrei tu, poți să-ți faci un ceai, știi? Până ajunge în față e ok, doar că sper să nu ia câși. Merge cât de cât drept, dar cred că un pic la stânga. Acum l-am redresat eu. Dar hai că acum merge ok. Deci practic noi acum n-avem ce să facem, îl așteptăm doar să-și termină treaba. E ok-ish. Și mai scoatem 2000. Cât am scos la ea? Nu, am scos 1500. În jur de 2000, în jur de 2000 de euro am făcut treaba. Nu e tocmai cea mai eficientă treaba, dar dacă ai terenurile aproape de punctul ăla de vânzare, sau poate cine știe, ai o remorcă de aia mare care să susțină o cantitate mai mare de paie, atunci bănuiesc că, într-adevăr, se merită. Și da, altfel, n-aș zice. Deci chiar n-aș zice. Mai bine tai niște copaci, sincer, decât să strângi. Da, uite, alt avantaj e că se umple mai repede. Cam atâta. Sunt niște bănuți extra care poți să-i faci. Oricum, când vom avea mai mulți bani, nu o să mă mai deranjez cu asta, dar remorca o să o folosim, bineînțeles, la oi și de ce nu, și la astea, la vaci, când o să avem. Că da, când o să avem. Nu acum. Deocamdată ne băgăm în animale mai. Ia, eu am omis acolo o parcelă, ok. Gata, ai gheful. E ok. Cred că trebuie să-l descărcăm și pe Alin, așa că hai să facem două lucruri deodată. Semănătoarea văd că merge, sunt cu ochii pe ea să nu ia înainte, că dacă l aduce pe Alin din urmă îmi strică mie șirurile de paie și deja după aia n-am mai făcut nicio treabă. E ok, man, e ok. Am văzut și modul ăla, e un mod care îți permite atunci când mergi cu tractorul prin recoltă să strice recolta. Da, nu știu, mi se pare naibii de enervant și poate numai din motivul ăsta o să-l bag o dată. Wow, Alin cred că e pe pilot automat. S-a dat prea în spate aici. Mult prea în spate, măi. Deci să mă bag ușor. A? A, nu e pe pilot automat, dar nu înțeleg de ce nu o scoate. Scoate, măi, țeava. Nu vrea. Ba da, hai că acum s-a prins. Știu, merg prin recoltă, not realistic, man, not realistic, dar trebuie să o fac. Neapărat, stai așa. Băgăm un 3, nu, mai în față. Cam așa, bag un 3 și acum suntem la viteza combinei. And no problemos. Opa, trebuie să opresc semănătoarea în curând și probabil o să mut pe fertilizator. Când o să vină probabil pe cealaltă parte. Că după aia o să-mi strice mie paiele, știi? Păi cam atâta, cred că s-a descărcat combina. E ok din punctul ăsta de vedere acum. Și o să o parchez aici. Hai să luăm și noi... Da, o să ajung aici. Mai fac o întoarcere după care o voi opri de îndată. Perfect! Noi continuăm treaba aici. Ăsta e plin. Mă duc să vând. Mai scoatem niște bănișori. Și tot așa. O să facem procesul ăsta până când din nou avem terenurile toate goale. După aia semănate. Și după aia din nou trecem timpul pe foarte rapid pentru a crește. Și reluăm treaba. Sper ca cu... două combine, să meargă și mai repede, și mai repede. Uite că nu m-am uitat să văd cât costă o combină de astea care deja o avem. 149. Ok, 149, not bad, not bad. Și 105 comia. Și avem aici la comia. Stai așa să ne uităm. 4,2 metri lățime, dar putem pune și 5,5. Hai să presupunem 4,2. Și la cea cu mod 4. A, deci comia e un pic mai mare. Ok. Putem să o luăm și pe alu comia și drept. Niva asta e micuță. Mai mică decât comia asta nu prea e bine. Da, n-avem ce să facem. E cea mai ieftină, fraților. E fix cea mai ieftină și cu asta scoatem bani. Eu am timpul pe 20, am pe 5 din cauza asta. Nu știu de ce timpul se mai... se pune singur, după ce dau timpul pe rapid, se pune singur pe 5 ori. I don't know why. I don't know. Bărbășilor, până data viitoare, nu uitați, dacă v-a plăcut să vă abonați, una chestie imens apreciată. Iar noi ne vedem, bineînțeles, în episodul următor. Salut!